De astăzi și până la 15 aprilie, nunțile, cumetriile, zilele de naștere, dar și alte petreceri vor fi desfășurate cu cel mult 20 de invitați și nu cu 50, cum era până acum. De asemenea, în această perioadă, activitatea cluburilor de noapte și a discotecilor va fi interzisă. Noile măsuri aprobate de autorități includ restricții și pentru unitățile comerciale. Numărul clienților care vor avea acces în spațiile comerciale închise va fi stabilit în funcție de suprafața încăperii. Un centru comercial trebuie să asigure 4 metri pătrați pentru fiecare vizitator. Va fi luat în calcul doar spațiul liber pe care nu sunt amplasate utilaje. De exemplu, într-un magazin de 100 de metri pătrați vor putea intra doar 25 de persoane. Dincolo de asta, a fost restricționat și numărul participanților la festivități. Astfel, cei care vor dori să organizeze nunți, cumetrii și alte evenimente trebuie să știe că nu trebuie să invite mai mult de 20 de persoane. Reprezentanții localurilor de agrement spun că aceste decizii vor duce la prăbușirea sectorului Horeca. Din începutul pandemiei, alimentația publică nu a fost înregistrate focare ori îmbolnăvire în masă, cum a oaspeților, cum și a echipii. Restricțiile au introdus, iar suportul la business-ul care pătimesc și sunt impuși să micșoreze cifra de afacere, au uitat să o facă, ori nu au știut cum să o facă. Dumitru Cebătărescu speră ca autoritățile să găsească totuși o soluție pentru a ajuta acest domeniu, care nu a falimentat deocamdată doar pentru că mai sunt permise serviciile de livrare. Chemați catering, chemați livrări și dacă chiar și consumați, ajutați-ne pe noi și pe ceilalți care pătimesc în acest moment. Potrivit hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, activitatea cluburilor de noapte și a discotecilor rămâne interzisă până în data de 15 aprilie.